Jocurile Olimpice din 1992. Derek Redmond era în cea mai bună formă a lui și unul dintre favoriții la victorie. Frustrarea, disperarea și durerile l-au făcut să plângă. Asistat de medici, Derek Redmond a fost protagonistul uneia dintre cele mai mari momente din istoria Olimpiadelor. La 200 de metri de sosire, un bărbat a sărit peste bănci și a alergat în direcția lui. Tatăl lui, care nu a reușit să-și vadă fiul cum suferă, a venit în ajutorul lui. Eu nu reușesc, este dificil, a spus Derek plângând. Nu, reușești. Hai, eu te ajut să treci linia de sosire, a afirmat tatăl. Ovaționat de 65.000 de oameni care au renunțat să vadă cursa și cine câștigase, Derek Redmond și tatăl au trecut linia de sosire. Derek Redmond nu a renunțat la cursa și la visul lui și tatăl nu l-a abandonat niciodată. Derek Redmond și tatăl nu au terminat pur și simplu o cursă împreună. În același fel, Dumnezeu niciodată nu te abandonează și chiar în fața dificultăților, este mereu alături de tine ca să te ajute să-ți realizezi cel mai mare vis. Decizia este întotdeauna în mâna ta. Renunți la visul tău sau sacrifici pentru realizarea lui. Focul sfânt din Israel pe muntele Carmel, o oportunitate pentru realizarea celui mai mare vis.